Salutări, sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului, suntem la setul 17, adică pachetul 17 al Mustangului nostru Eleanor și începem să conturăm portbagajul din spate. Avem piesa aceasta mare, avem două sticere cu oglinzi care încă nu știu unde se vor aplica, avem un mâner și alte piese micuțe. Haideți să începem montajul, începem cu mânerul acesta gri. Piesa aceasta gri cu formă de semilună se montează doar într-o singură orientare și folosim șuruburi PS05 în continuare. După care avem piesa aceasta care conține probabil mânerul geamului. O fixăm tot cu un șurub PS05. Iar piesa asta se va fixa tot cu ajutorul șuruburilor PS05, o să dau un zoom out, în lateralul interiorului nostru, adică în partea aceasta. Dăm piesa cu capul în jos. Aici avem un pin de ghidaj. Mai degrabă se atașează din lateral, da? Și fixăm totul cu șuruburi PS05. Ok, avem partea asta fixată, începe să capete forme foarte faine, am terminat kitul numărul 59, iar acum urmează 60. În 60 avem doar un panou crom pe care îl fixăm aici cu ajutorul a două șuruburi PS05. Este foarte interesant pentru că nu știu unde vom folosi PS14, dar vom vedea în curând. Deci PS05. Oh, este destul de interesant. Nu vom fixa în cealaltă parte, ci vom fixa în continuarea acestuia aici în spate. Așa. Ok? Pe partea laterală, teoretic, avem nevoie de un șurub PS14 aici, în gaura aceasta mică, și în rest două șuruburi PS05. Eu voi continua cu șuruburile PS05 ca să nu schimb bitul. Iar acum, cu vârf subțire de șurubelniță, voi adăuga PS14. Am fixat piesa laterală. Și ne întoarcem la numărul, adică trecem la numărul kitul 61. Aici din nou primim niște șuruburi PS05, iar piesa asta se va monta printr-un simplu click cu panoul acesta ridicat în spate. Nu, îmi cer scuze, așa. Deci, atenție, partea asta vine jos, partea îndoită vine sus. Ne dăm seama că aici este o gravare. Și printr-un simplu click îl îmbinăm. Așa. Ok, după care în partea de jos îl vom securiza cu 3 șuruburi PS05.
Am terminat și pachetul 17 și am început să conturăm partea asta din spate. Eu nu sunt foarte mulțumit la cum capătă formă macheta, iar în kitul numărul 18 probabil vom continua cu partea cealaltă laterală și cu spatele complet, deoarece presupun că odată cu terminarea interiorului îl vom pune deoparte ca să continuăm șasiul. Eu sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului și vă mulțumesc că urmăriți aceste tutoriale. Îmi cer scuze, am uitat de numărul 62. Revin. Va fi destul de interesant. Pun deoparte setul și avem piesa aceasta la care adăugăm încă o piesă de metal. Dau și un zoom pentru că este foarte greu de lucrat cu piesa asta și este destul de mică. Pe partea asta de sus, dacă ținem piesa orientată așa, va trebui să punem așa zisa balama pe care încerc să o deschid și cu piesa, cu chestiile astea în sus, deci cu mijlocul în sus, va trebui să îl fixăm aici cu ce strâmbim. Cu ajutorul a 3 șuruburi PS15. Sunt foarte micuțe, foarte firave. Nu știu dacă pot să filmez foarte bine chiar în așa fel încât să se vadă și ce fac. Atenție și la orientare, pentru că dacă nu este bună orientarea, nu puteți configura cum trebuie piesa aceasta. În momentul de față, dacă așez așa, ok, gaura de mijloc nu se suprapune. Ca urmare, trebuie să întorc piesa. Și acum gaura de mijloc are loc unde se prinde un șurub. Ok, avem balamaua și în momentul de față piesa asta va rămâne liberă. Acum din nou mi-au rămas bun de la voi și ne vom vedea curând cu următorul pachet de numere și anume 18.